M-am gândit să zic și o poezie referitoare la Învierea Domnului Iisus. Chiar dacă nu-i cadrul sărbătorii acum, dar noi știm că sărbătoarea Domnului este în fiecare zi, de 2000 de ani, pentru noi care l-am primit pe Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Cu fruntea Lui de slavă plină, cu ochii blânzi ce-au lăcrimat, de jos, din pulbere, din tine, în glorie și în lumină, Hristos a înviat. Acolo sus, în cer sfinții, îi cântă slavă neîncetat, cântul de slavă al biruinții, că s-a sfârșit al suferinții, Hristos a înviat. Cântați și voi, creștini, cu toții, cântați cu inimă curată, că primind puterea morții, din cel din urmă ceas al nopții, Hristos a înviat. Iar cei ce sunt în nepăsare, în mreaja greului păcat, pot azi afla prin El salvare și în sângele Lui sfânt iertare, Hristos a înviat. Bucuria învierii, sus pe bord de candelabru, pare în întregime stins, zorii dragi ai dimineții, tot orașul a cuprins. Soarele ridică fruntea, privind binefăcător, prin fascicole de raze, dând salutul tuturor. Peste tot Ierusalimul, liniștea domnește în plin, vânturi doar sfiosatie, printre ramuri de măslin. Păsărelele boioase împânează același când, e așa o dimineață neîntâlnită pe pământ. Pe un drum brăzdând tăcerea zorilor cu pași grăbiți, o femeie duce-o peste ucenicilor iubiți. E Maria Magdalena, copleșită de fior, ea în zorii dimineții l-a întâlnit pe învățător. Bucuria ei din suflet în verea Domnului vrea să o împărtășească și cu ucenicii Domnului. Cu vorbirea-i tremurândă spune ea cum l-a văzut, însă totuși vestea asta pare a fi de necrezut. Ele mor, păzit de gardă, tot Ierusalimul știe, e pecetuit mormântul, cum ar fi putut să fie? Sunt 3 zile de atunci, minunea fi prea mare, să-l vadă viu pe Domnul după atâta întristare? Petru cu Ioan tresaltă și aleargă plin de dor la mormântul unde fuse pus învățătorul lor. N-au mai fost nici gărzi acolo, nici pecetea pe mormânt, bucuria învierii se revarsă pe pământ. A început o frământare, alergare jos și în sus, zeci de glasuri spun într-una, a înviat Hristos Iisus. Iar cei ce au plâns cu lacrimi, îl privesc cu plus de har, când Iisus îi se arată plâng la fiecare iar. Le revarsă pace în suflet, le de mângherea Lui, cât de dulci au fost atunci sfaturile Domnului. Își aduc cu toți aminte de cerescul legământ, bucurie ca aceea nu mai este pe pământ. Doamne, multe fapte în lume s-au născut și-au încetat. Faptul învierii tale nu s-a șters, nu s-a uitat. De aceea, drag Părinte, ridicăm privirea sus, căci în inimile noastre este Fiul Hristos Iisus. Bucuria învierii se revarsă în suflet iar. Ucenicii simt puterea picăturilor de har. Strângi de dragostea cerească, toți te binecuvântăm. Arătarea ta, Iisuse, ca atunci o așteptăm. Amin.